Combinația între Grozav și Budescu. Budescu blocat acolo. Rămâne în zona de centrare, trecere încântătoare. Budescu! Gol! Constantin Budescu! Minutul 33. România deblochează meciul. Așa, din nou Budescu. Budescu schimbă partea și face 2-0. De această dată se pune și România își dublează avantajul. Minutul 38. MVP până acum, Constantin Budescu. A, care a scăpat acolo de un adversar, îi pasează lui Kipciu. Din prima mingea se duce până la Cheșeru. Cheșeru! 3-0 pentru România. Chiriche și este gol. Este gol marcat de Kazahstan. Turispec este cel care a deviat această minge. Cred cu pieptul, nu știu, vom vedea probabil pe reluare.